Măștile omenești. Tu dai seama unde ai urcat la ce? Tu încă nu ți-ai, nu, tu n-ai realizat. Felicitări fantastice. Felicitări, da. N-ai realizat la ce nivel ai ajuns să vezi măștile. Să vezi măștile și cine se ascunde sub măști. E wow. Da, uite, simți piciorul stâng cum. Bun. E de acord, da. Aduți aminte ce film era secvența. Am că îmi scapă. Lupta tronurilor sau cum, nu mai știu. Când lupta, aia mică lupta, da. Să devină. Și nu se lăsa, nu vedea. Și lupta fără să vadă. Da? Una e să fii născut, să nu vezi, să lupți, să simți, să știi, ți se dezvoltă alți senzori. Și alta e cat. Tot senzorii nu s-au dezvoltat, pentru că, da? Nu era vorba despre așa ceva, și luată vederea și e dur, da? Și trebuie să lupți. Și bătută, da? Aia mică. Zic cum îi zicea personajul. Bun. Și ea nu se lăsa. Cât de puternic e credoul, nu speranța, că nu. E mai puternic, e credoul omului. Crede, omul crede în că așa e. Acolo ești. Și nu te lași și nu te dai la o parte pentru că proiecțiile tale, aduți aminte de când? Au început să intre ai început să intre în pâine de alchimic, da? Că mag, că priest, Higher priest, că toate, toate, toate. Încep să intri în a face, da? E de mult, e când ești dat peste cap de o energie, de o forță, că e sub formă partea a doua. Super, super, da. Nici nu contează, pentru că faci level up. Așa faci level up. 3D-ul era cu lecția, ai învățat lecția, ești pe cerche. Sensul vieții, bla bla bla, da? Nu, nici pe departe. Era level up de mag, de alchimie, e cu totul altceva, în altă direcție total. Nu e pur și simplu să străiești, da? Să străiești plăcerile, știi ce zic? E mult mai mult de atât, e atât de mișto, e care, nici nu. Aici ți se deschid adevăratele plăceri în a cunoaște. Fantastic. Și asta ziceam, i s-au luat vederile, da? Brusc. Și trebuia să simtă, să-și trezească simțurile și așa mai departe și să rămână pe pozițiile sale, da? Și nu s-a lăsat. Deci, îți dai seama, din senin s-a luat vederea. Și omul nu știe cât de nebun să fii și să crezi, până unde să crezi, când știi, din 3D știi că e o limită acolo și la credo ăsta e o limită, știi? Organismul ăsta, ca să ai atâta putere în tine, să știi că și acolo se deschide o ușă și e ca la sportiv, da? Se deschide a doua respirație și ai ieșire la mare.
Și nu știa, nu știi sigur, asta referitor la și până face drege și îi revine vederea, pentru că a făcut ce a trebuit acolo când s-a luptat și a, că e nimeni când o întreba, care ți-e numele? Cea, n-avea ochii, nu vedea, n-am nume, sunt fără nume, sunt nimeni, n-am nume, fără nume. Îți dai seama ego-ul bombardat și distros ca pe urmă să aibă un relax și o, da, de unde să lupte energetic, total. Da, da, e super. Și asta vreau să zic. Măștile, când vezi omul că folosește măști, iarăși e magia din 3D, care nu știa, da, da, nu, se, nu știa fiecare și se ascundea după și te minunai că într-o zi s-a întâmplat ceva și a doua zi omul e, da, face, ți-ți pui mâinile în cap și e altcineva sub mască și cineva știa, știi, să se... Să se ascundă după mâvaia. Asta e super tare, mi se pare. Da. Și măștile sunt pentru a învăța magul să devină alchimist, pentru a învăța magul, e ca în arte marțiale încă o dată, pentru a învăța magul că e ne ca nimeni. Nu că vezi, Doamne, cine mi s-a pus masca asta, sunt ăsta, sunt ăsta, uite ce fac, cum jonglez cu tine, te nenorocesc, da? Nu, ești nei ca nimeni ca să ți se deschidă, da, e altceva, e foarte frumos, e atât de frumos și e mult mai puternic și mult mai niște puteri ți se deschid în tine că, pf, da? Aia ziceam, când vezi măștile, tu... știi să jonglezi cu ele. Deci tu vezi, cu tare, cu tare, măștile jos, bine că l-am găsit. Aha, pe ea am găsit-o, pe el l-am găsit. Erau vreo 10 oameni într-un om și așa mai departe. Tu, e despre tine, tu știi să jonglezi cu ele. Și tu nu faci din asta, da, din zânțar ar măsar. Tu vezi într-o parte, tu vezi și vrei să, da, să l-am... Deci tu așa te comporți cu tine. Tu înțelegi, doar ce cumva invers și ai să înțelegi ce se întâmplă cu tine și unde ești și ce de fapt înțelegi și ce faci mai departe. E superb, e superb, e superb. Și e adevărat că te comporți așa și să pui la punct omul care îl vezi sub măști. De fapt e despre tine să te pui la punct, să înțelegi ce e cu măștile. Da? Comportamentul și ce îți deschide mai departe, nu e pur și simplu, mamă ce tare mi zice, ce te fac acum, da, nu? Ok, și asta ziceam de, cum ai observat măștile, da, ca abilitate, ai înțeles că ești nimeni, ia-le așa ca în oglindă. Vezi omul sub măști, e de fapt despre tine. Și reacția ta prima trebuie să fie, ești nimeni cu măștile astea, numai tu să zicem, ai abilitatea asta. Și gata, ți s-a fost dat ego-ul peste cap și tu idee, deci magul pe care îl vezi din 3D, era fericit, încântat că a dat de așa ceva și se folosea de așa ceva. Și e nenorocire, știi? E, înțelegi ce am zis, uite că mi-a luat mințile, înseamnă că acolo e ceva. Nu mă lasă să zic. Ok, las că rămâneți până. Fantastic, fantastic, e dat peste cap. Aha, aha. Gata, nu, e-s așa, zici că am băut un pahar de vin. Așa, și cu amețeala. Când simți amețeala, că ești, trebuie să guști, să încerci cât mai mult posibil, da? Epa, am făcut asta în 3D, am, da, știu aia. Nu știi încă o dată, ai sărit într-o lume unde nu știi. Și, să zicem,
că vinul îți face nu știu ce băutură. Guști, guști, da? Și să zicem o tărie, da? Și ai amețit. Ei, când simți amețeala, e suprapusă starea, starea ta într-o zi, să zicem, sau într-o seară, sau într-un timp îți plăcea să seara să te relaxezi, să bei un pahar de vin. Și te lua așa un pic amețeală. Și acum n-ai treabă, nu bei că nu-ți trebuie, nu că nu e gustos sau nu e... dar nu ai nevoie, să zicem. Și ai amețeala asta acum. Ești atunci, ești în timpul ăla când... mai gustai dacă aveai nevoie sau, știi? Și aia e. E pleazna, dacă vrei, magică, cum ziceam, de cineva e beat prin preajmă și îi tarotul, îi simți, îi reiki, zic cum vrei, starea care o are. E beatul. Magul mare lucru nu-i trebuie, nu trebuie nici să plătească pentru vin. Se duce într-un bar, stă lumea la masă și bea. Și intră în bar și face doi pași și cade în coma alcoolică, magul. Și-a permis un party. Ok. Bun. Asta vroiam să zic cu măștele, că e super tare acolo. Adică nu te lăfăi în abilități când ai de o abilitate. Ți se deschid abilitățile alea care în 3D, în nu știu când, în nu știu cum. Atât. De aici se întâmplă... De aici începe nebunia, da? Alchimizarea și upgradarea și zic cum vrei, da? Ai văzut, ai simțit, ai înțeles cu măștele, gata, mergi mai departe. Tot acolo bați apa în piu. Am mai văzut vreo 2, am mai văzut vreo 3, am mai văzut vreo 5 gaci și gilătru. Adică, gata, acum mergi mai departe, înțelegi altfel, de la o parte, ca și, da? Pui pe răftulețe. Da. Aia era super tare. Da, și așa, asta vreau să zic cu Stark, o chema, da, personaj. Uh-huh. Când te despachetezi ca mag, când te despachetezi ca vrăjitoare, zgripțuroi, că zic cum vrei, da? Alchimistă, da. Boala care te trântește la pat sau pleazna pusă și ești în război magic, zic cum vrei, se aseamănă cu prin ce a trecut personajul ăsta care am povestit mai devreme, da? Să lupte, să îi se deschidă, să înțeleagă, să primească abilitățile. Foarte frumos. Adică nu te lași, te doare, te mori, adu-ți aminte. Da? Se transformă nu atât corpul, da, nu atât când te despachetezi, nu atât, e ca la, pardon, ca în luptă. Te pregătește, da? În orice sport, în orice arte marțiale, box, wrestling, nu știu dacă. În tot felul de lupte, când te pregătești să lupți și mori acolo, de pățești, faci dreci ca în arenă când intri, să nu te deranjeze nasul rupt sau cotul zdrăbit, da? Nici să nu le simți, să fie ceva normal. Cam așa e în despachetarea. A magului, așa, vrăjitoarea, da? Cam așa e, cam acolo e. E dur. Dar stai pe ale tale că te ține până după aia te lasă. Da? Ce asta? Ce? Luați de mine, da? Ceva. Din pielea, din corp, din, ca și durere, ca și te trezești a doua zi, ce Dumnezeu, da? Adu-ți aminte prin ce ai trecut. E foarte, da, e soldat, ești soldat, n-ai ce să faci. Dar e cumva gen
pe pat. Pe pat, da, bolnav. Da, și în 3D era omul e bolnav, omul e, da, e dincolo de omul, se despachetează și era pe sus și băgat în operații și tăiat, scos și cu... Lăsați omul să se despacheteze, să se transforme organismul, să înțelegi unde ești, da, distrează-te, da, asta e. Nu ne ducem la spitale, nu la farmacii, se transformă, dar lămurește ca lumea, femeie, despre ce e vorba, să înțeleagă omul și într-adevăr să nu se ducă la spital, pentru că nu e vorba despre boală. Omul se transformă, devine Hulk, se transformă, devine Mac. Da, foarte frumos. Aia, e, aia era despachetarea. Și lupta aia, arte marțiale, e acolo, înăuntru tău. Și ține-te, ține-te până, nu știu. Și nu există, când auzi un bărbat, o femeie, înțelegi unde ești și omul și întrebi. Dar de ce nu te despachetezi? Lasă tot, lasă tot și lasă-te despachetat și deschide-ți altă lume. Și omul zice, n-am timp de așa ceva, eu trebuie să lucrez. Deci e totală, e... da, despre ce vorbești, da. Da, n-ai... Da, atunci suntem, da? Da, e un fel de a spune, da. Da, bine. Și m-a răsturnat pajul, iar o regină a răsturnat un păjuț. Na. Na. E un păjuț. Răsturnat. Și nu cred. Și fata norocului. Zbori mai departe, zbori. Da. Magie răsturnată, tot. Justice răsturnat, la mors răsturnat. Da, dai peste cap tot. Toate regulile, știi? Se colapsuie tot. Valorile, tot. Pentru că se întâmplă transformarea da, mental, fizic, astral, zic cum vrei. Bun, acolo ești. Ok.